Despre bani este vorba și în cazul Oanei Zavoranu, care este hărțuită de un afacerist. Oana a fost dată în judecată de proprietarul unui azil de bătrâni situat într-o localitate din apropierea capitalei, care a pierdut deja procesul de fond. Se pare că Zăvo ar fi uitat să achite cazarea pentru bunica sa, însă vedeta susține că reclamantul vrea să o stoarcă de bani, inventând povești nefondate. Mai mult, deja a ieșit câștigătoare în proces. La cum mă știi tu pe mine, Fima? Crezi că ți s-ar putea întâmpla ceva rău? Cu cine? Cu mine? Ce se va întâmpla? Nu, tu ai zis că ți-e frică că nu știi ce se întâmplă cu tine. Nu, o să fii dragă, tu știi pe bunul, tu știi pe mine. Nu, deci, cum ne-a purtat noi cu tine? Dar eu cu voi? Că erai dragona. Eu cu voi m-am purtat urât. Să-mi promiți că ești liniștită, că ești lângă nepoata ta. Da? Știu că ești lângă mine. După ce a vândut vila în care locuia bunica sa, Fima, Oana a dus-o pe femeie la un azil pentru a fi supravegheată și îngrijită mult mai bine. La 3 ani după ce s-au regăsit, vedeta a fost acuzată că a abandonat-o pe femeie în azil, fără să-i plătească taxa de 2000 de lei pe lună, deși i-ar fi încasat pensia. Aveți mare grijă că o să vă coste pe toți cei care veți vorbi neîntrebați de mine, răutăcios și calomnios, vă promit că vă voi pune la punct. Și așa cum a promis, s-a și întâmplat. După ce proprietarul căminului a dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu, vedeta a câștigat procesul și a cerut să-i se plătească o sumă piperată, mai exact onorariul avocatului ei.